Am revenit în platou, alături de mine se află Adina Rotaru, coordonator marketing și PR a proiectului BizCamp. Continuăm discuția despre perseverență, de câte ori încerci până reușești. Discutam despre experiența ca și condiție în fața unui angajator, care, iată, în mod surprinzător, nu mai e o condiție, da? A dispărut. Rămâne însă un alt aspect de discutat. Voluntariatul contează atunci când te duci în fața unui angajator sau nu? Da, voluntariatul nu este o condiție obligatorie, pentru că ține de voința fiecăruia dacă alege sau nu să se implice într-o organizație studențească sau să facă voluntariat pentru diverse asociații, însă este un avantaj, cu siguranță este un avantaj, pentru că comunică foarte multe despre acea persoană, comunică că este în stare să se implice, comunică că este ambițios, că vrea să facă, să realizeze și că nu doar vrea, ci și face ceva pentru acest lucru. Ce au spus tinerii de astăzi de la Iași, și pentru că trebuie să reamintesc că a avut loc o conferință la Camera de Comerț și Industrie exact pe aceeași temă, unde au fost peste 100 de persoane interesate de această tematică. Da, noi apelează la voluntariat tinerii noi din ziua de astăzi, tinerii din Iași. Da, apelează. Noi avem parteneriat cu foarte, foarte multe asociații de genul ăsta din țară, care ne sprijină de fiecare dată la fiecare eveniment. Nefiind în teren, noi în sediul la București, nefiind în teren în fiecare oraș, ei practic sunt motorul a promovării ideii pe care noi o lansăm. Și da, fără ajutorul lor, noi nu am avea aceleași rezultate. Iată, am venit și noi în echipa dumneavoastră, dacă e să spunem așa, pentru că vrem să ajutăm tinerii și în mod special să dezvoltăm antreprenoriatul aici la Iași. Ideile de succes să reușească, că merită impuls. Exact. Da, cum spuneam, noi fără acești oameni din asociații nu am reușit să facem evenimentele la fel de bine. Sau, bine, am reușit să le facem, dar ar fi nevoie de mai mult efort. Iar cu ajutorul lor e totul mult mai... Care sunt tendințiile în ceea ce înseamnă generațiile actuale? Vedeți, eu știu, în funcție de zonele geografice, tendințe diferite? Pentru că ați fost în peste 10 orașe, aveți o imagine. Da, surprinzător, nu sunt foarte, foarte mari diferențe. În practică, lucrurile pe care îi stimulează pe acești tineri, în mare, sunt aceleași. Și vorbim, întotdeauna o să rămână salariul un factor motivant în top. Dar pe lângă salariul, mai este satisfacția la locul de muncă, nevoia de realizare și recunoașterea la locul de muncă, despre asta vreau să spun, mulțumirea, ei să se simtă eficienți și să simtă că fac bine ceea ce fac. Este vital pentru ei, mai ales pentru cei din zona de entry level, care sunt la început, care sunt la primul job sau în primii 2-3 ani de muncă. Este important pentru ei. Și pe lângă acest factor motivațional, salariul... Salarii care, iată, diferă în funcție de zonele țării, dacă e să fim realiști. Aici, într-adevăr, diferă. Bucureștiul se detașează de celelalte orașe, însă un alt factor decisiv în ceea ce privește nivelul salariilor sunt și industriile. Depinde spre ce ne orientăm. Da, nu putem compara IT-ul, clar, care e un domeniu unde se câștigă foarte bine, salariile sunt motivante, cu domeniul sanitar, dacă e să facem o comparație. În zona de sanitar medical este o industrie sau cu învățământul, sau cu... Da. Deci există diferențe foarte mari. Dar noi ne raportăm la industriile care vin în România, multinaționale care vin în România și ca investitori, pentru că practic trebuie să recunoaștem, ei oferă foarte, foarte multe oportunități de dezvoltare. Ei sunt cei care punem față în față pe acești tineri. Sunt mii de joburi, zeci de mii de joburi în toată țara și sunt industrie, cum ar fi IT-ul, zona asta de BPO, sunt zona de inginerie, a început să fie foarte, foarte căutată, accounting-ul, la fel, adică zona asta de economic. E nevoie de economiști, atât în instituții publice cât și în private, și eu susțin acest lucru. Iar tendința pe piața internațională este să vină și să facă outsourcing, adică practic o companie foarte mare își mută un departament în România
și angajează foarte mulți oameni care să facă activitatea lor pe toată, ori internațional, ori pe anumite zone geografice, dar la nivel de continente, de mult mai mari față de ce se întâmplă doar într-o țară. Ceea ce înseamnă și multă muncă. Da. Mai vor tinerii din ziua de astăzi să muncească? Cum i-ați simțit? Vor să muncească. Chiar simt nu se mai simt bine dacă nu muncesc. Asta cu... Muncesc pe timpul studiilor, pentru că interacționați și cu studenți și cu cei care finalizează studiile și cu cei de la master. Cum ați văzut aspectul acesta? Doresc să și studieze și să muncească, să câștige un ban sau odată cu finalizarea studiilor își pun problema angajării? E o dilemă pentru ei. Eu cumpăne și cred că o să mai rămână câțiva ani de acum încolo. Ei încă sunt prinși în acel trend în care cred că experiența este un plus. Da, este un plus. Dar să lucrezi, nu știu, un an de zile în timpul facultății pe un domeniu și apoi să vrei să te angajezi pe alt domeniu, practic te ajută într-o oarecare măsură, dar nu ți oferă know-how-ul din acea industrie. Deci dacă, nu știu, de exemplu, am făcut, nu știu, am fost brand ambassador pentru o companie și apoi vreau să lucrez pe IT, practic nu o să mă ajute. Dar se spune despre mine că vreau să fac ceva și, nu știu, doresc să fac lucruri și cum am spus și mai devreme, fac ceva în sensul ăsta. Este un avantaj, dar... Care au fost în ceea ce ați efectuat până acum companiile implicate, domeniile de activitate mari interesante? Lucrăm cu foarte multe, foarte multe industrii. Sunt 16 industrii pentru care facem și un studiu privind percepția atât a tinerilor cât și a celor de middle și management, ne ducem și mai sus. Pot să le numă, nu știu, sunt foarte multe. E vorba de IT, de BPO, care sunt foarte, foarte active în ultima perioadă la noi în țară. Mai și unde se fac angajări. Exact. Pe, la asta mă referam, că sunt active, se fac angajări în zona asta foarte mult. Mai e zona de automotive, inginerie, limbi străine. Se caută foarte, foarte mult limbi străine și se caută limbi de neapărat de circulație internaționale comune, engleză, franceză, germană. Deci toate literele, dar pe anumite direcții, da? Deci nu e engleză, franceză. Se caută și asta în continuare. Germana este mai puțin, se găsește mai puțin vorbitori de limbă germană decât, nu știu, engleză și franceză, dar se caută limbi scandinave, se caută portugheză, se caută limbi orientale, din arabă sau nu știu. Se caută și angajatorii sunt... Deci iată totuși încă un ingredient. Dacă vrei să reușești și vrei să câștigi bine, să ai un salariu motivant, să ocupi o poziție importantă într-o companie, investește în cursuri. Da, investește în cursuri. Cursuri, că nu trebuie neapărat să termini o facultate pe profil, ci efectiv o specializare, ci efectiv să faci niște cursuri. 3 luni, 6 luni, chineză, barabă, cursuri care te pot ajuta ulterior în fața unui angajator. Exact, și aici putem să revenim la CV și să completăm cu faptul că contează și alte aspecte decât experiența. Da, un curs de genul ăsta, o acțiune... Îți aduce plus valoare, clar asta. Exact. O acțiune de o poziție într-o asociație de studențească sau niște acțiuni de voluntariat, la fel sunt niște plusuri. Rusa, din nou, am înțeles, da, că este rusa, la căutare. Este... Limba rusă se vorbește cam peste tot. În zona de aici, din Iași, e mult mai sunt mai, mult mai mulți cunoscători față de București în sud și în vest, spre Timișoara, Cluj. Bine, dar aici e și avantajul că e Republica Moldova lângă și vin studenți străini. Și o altă problemă importantă, aș spune eu, cât sunt dispuși tinerii să investească în pregătirea lor profesională? Este ceea ce am observat și eu cred că este un lucru foarte, foarte bun și companiile încurajează asta. Tinerii pun foarte mult accent pe școală. Dilema pe care o au în momentul în care se întreabă mă angajez, fac 2 ani de experiență până termin facultatea sau mă duc în fiecare zi la facultate ca să termin cu, nu știu, 8, 9, 10. Asta este o mare problemă pentru ei. Nu știu ce să facă. Angajatorii încurajează tinerii să se ducă la facultate. Iar pentru tineri este foarte, foarte important, foarte importantă educația. Aleg, vor să se ducă. Oricum, deja la facultate nu mai... Susțin ideea și subscriu la ea. Tot timpul voi subscrie la acest aspect și anume întâi studiu și după aceea jobul, experiența. Da. Pentru că dacă
reușești să-ți finalizezi studiile universitare cu succes, cu siguranță, iată, vei reuși și pe aspect profesional. Eu n-am să văd prima lecție pe care am avut-o la facultate, am făcut facultatea aici, la PEA. Ne-a spus un profesor, la un prim test la care am luat toți note foarte, foarte mici, dar toți, eram de o serie întreagă, ne-a spus, nu vă speriați, nu vă temeți. Voi cei care o să terminați în facultate cu note foarte, foarte mari, o să vă întâlniți în mediul profesional cu colegii voștri care în școală aveau, nu știu, 7 și 8. Pentru că, pe lângă partea asta teoretică, și-au dezvoltat și soft skill-urile acelea despre care vorbeam mai devreme. Adică știu să vorbească, să facă raport cu ceilalți oameni cu care interacționează sau au mai multă încredere în ei, au pasiuni pe care și le-au pus în valoare și au dezvoltat, nu știu, diverse alte skill-uri. Depinde de fiecare aici. Dar vreau să menționez lucrul ăsta pentru că e la fel e important. Da, pe mine mă bucură că tinerii încă sunt pasionați de școală. Investesc și în cursuri suplimentare sau se limitează strict la obiectele pe care le studiază în timpul facultății? Noi nu am făcut un sau ce cer angajatorii, efectiv. Îi specializează ulterior, investesc ei? Da, angajatorii sunt dispuși să investească în acești tineri și le oferă cursuri și training-uri și mai ales companiile mari chiar fac asta și e un plus și pentru acei tineri care apoi rămân cu acel certificat, pentru că au și experiență, au și un curs, e multiplu avantaj aici. O întrebare personală, ca și curiozitate. Terminând studiile aici la Iași, de ce v-ați dorit neapărat capitală? La fel cum fac și mulți alți tineri, da? Consideră că, domnule, acolo se dă ora exactă, în capitală se câștigă bani mulți, salarii mari, condiții mult mai bune decât aici, la Iași. Așa este? Din experiență personală, cât de perseverent ați fost până ați reușit? Din experiență personală. Eu, sincer, când am venit și am dat la facultate la Iași, eu nu mi-am dorit foarte venind mult. Din ce oraș? Din Roman. Din Roman. Eu nu mi-am dorit foarte, foarte mult să învăț aici, dar contextul a fost așa, de așa natură atunci. A mai fost și influența părinților, care e alt factor de discutat aici. Da, în da, alți factori. Influența părinților, da, aveți dreptate. Eu zic să revenim. Că dacă părinții sunt medici, obligatoriu copilul trebuie să facă medicină. Da, dacă sunt avocați, îi trimitem pe drept. Da. Eu, din fericire, am avut libertatea să mă aleg domeniul și relația dintre mine și părinții mei nu se pune trebuie să faci asta, ci eu m-am fost tot timpul încrezătoare și am știut ceea ce vreau. Am știut că vreau să fac marketing, am făcut marketing, l-am făcut aici și vreau să spun că după ce am ajuns în București, fac acum al doilea master, dar am mai încercat și alte facultăți. Cel puțin am dat examene, am vrut să m-am interesat, am vrut să văd despre ce e vorba. Dintre toate, dacă ar fi să mai fac o dată facultatea, tot FEA aș alege și tot aceeași specializare, pentru că m-a format ca om într-un fel de care eu sunt foarte, foarte mulțumită. Și dacă e cineva în cumpănă unde să facă școala, doar din punctul ăsta de vedere, dacă e din zona de aici și se gândește Iași sau București, îi recomand cu căldură să facă la Iași, pentru că mulțumim, rămânem totuși prima universitate din România, da, cu tradiție și calitate. Ați luat și un premiu internațional, sunteți în top 4. Bineînțeles, universități, da, da. Da, am văzut. Și am fost, dar într-adevăr, și la București sunt universități care oferă... Da, dacă pui în balanță capitală sau Iași, într-adevăr, e o opțiune foarte bună Iașiul. Da. Totuși, după ce ați terminat studiile, v-ați dorit tare mult să munciți în București. Eu am lucrat și un an și aici. Jobul meu ideal a fost să fiu specialist marketing într-o agenție de publicitate. Și asta a fost primul meu job, dar pentru că l-am dorit. Și în momentul în care am primit oferta, în momentul în care mi-am căutat prima oară job, țin minte și acum, am fost foarte selectivă, nu am aplicat la foarte multe. În schimb, am aplicat la o companie din zona automotive, care pentru mine reprezintă un mare interes, și agenția de publicitate. Ajunsesem în ultima fază a interviului și atunci angajatorul m-a întrebat. A fost o întrebare pe loc și mi-a spus în următor: ești dispusă să vii să lucrezi la noi pentru 2 ani de zile? Ai timp să răspunzi până la ora, astăzi până la ora 6, ca să știm cum procedăm mai departe. Eu am înțeles că trebuia să dau răspunsul pe loc ca să-l fac să înțeleagă că
îmi doresc foarte mult și am spus că ok, o să vă răspund și cu jumătate de oră înainte de ora 6 am sunat și am spus că da, îmi doresc să lucrez cu dumneavoastră, însă mesajul meu era altul. Am fost foarte, foarte mândră de mine în momentul ăla că am ajuns atât de departe. Știu că poate aș fi avut alt parcurs profesional dacă aș fi ales să fiu cu ei, dar a fost un angajament de ani de zile. În care știați că nu să-l puteți respecta? Sau ba da, l-aș fi respectat, dar eram cu un picior spre București, cu gândul un pic spre București. Și am privit așa un pic în perspectivă și am zis că ar putea să mai apară oportunități. Nu vreau să-mi limitez viitorul, că la urmă despre asta era vorba. Deși un start acolo mi-ar fi prins foarte, foarte bine. În schimb, am ales să mă duc în agenția de publicitate, unde am avut parte de o experiență deosebit de plăcută. Am avut o șefă extraordinară, suntem prieteni acum și tot timpul am revenit și am tot colaborat și a fost foarte ok. Mi-a dat foarte multă încredere în mine și am plecat cu foarte multă încredere în mine de aici, din Iași, m-am stat București. Niciodată n-am făcut compromisuri în ceea ce a privit mediul ăsta profesional. Întotdeauna am știut ce vreau și nu am mi-am cumpărat. Ați avut încredere în puterea, da, și în studiile pe care le aveți ca și background, care dau impuls totuși. Da, a fost step by step și scara mea e lungă. Deci aveți fixate obiective. Da, întotdeauna mai bine decât astăzi. Mâine mai bine decât astăzi, da. În ceea ce înseamnă antreprenoriatul, cât de mult își doresc tinerii pe care i-ați întâlnit chiar astăzi la Iași să dezvolte afaceri, să vină cu idei inovative, să devină oameni de afaceri și nu angajați? Tinerii din ziua de astăzi sunt din fire mai creativ decât generația trecută, ce obțin generația asta Z, digitalizată, inovează, caută soluții, pentru că și viteza cu care se întâmplă lucrurile acum este mult mai mare. Da, ei sunt creativi, vor să facă. Poate în zona de freelancing. Nu cred că tinerii care au venit astăzi la eveniment au foarte bine definite, înțeles ceea ce înseamnă efectiv implicațiile unei afaceri, un plan de afaceri, dar cu siguranță surse de finanțare sunt totuși probleme cu care se confruntă. Da, probabil o să înțeleagă asta pe parcurs, pentru că da, își doresc să ajungă acolo. Tendința este cam în următor. Ok, lucrez 3, 4, 5, un număr de ani, apoi vreau să fac ceva pe care să-mi pun eu semnătura, să fie făcut de mine și să fie 100% al meu. Asta înseamnă să devin propriul meu șef. Propriul meu șef. Exact asta e tendința. La fel au fost și speakerii care au venit astăzi, proprii lor șefi, pentru că tot la fel au avut experiențe în diverse companii, dar au încercat. Asta e cheia, să încerci, pentru că am întâlnit și tineri mai puțin realiști din punctul meu de vedere, care din foarte multă siguranță spun că ok, eu pot să fac asta și după ce termin facultatea, pentru că să înțeleg că au prea multă încredere în sine. Da, mă aventurez într-un lucru de genul ăsta. Unora le iese, altora nu. Eu cred că oricum cu cât încerci mai devreme, cu atât e mai bine, pentru că perseverența înseamnă succes, iar succesul înseamnă multe încercări eșuate. Pentru că nu poți să reușești din prima. Dacă ne uităm la toți mari, nu știu, Steve Jobs sau nume mari din lumea asta, persoane care au succes și care sunt recunoscute, dacă stăm de vorbă cu ei sau dacă le citim biografia, o să vedem că au avut multe încercări până au ajuns să fie cine sunt și să fie recunoscuți. Mai au tinerii din ziua de astăzi modele, mentori? Cum i-ați văzut? Își doresc să copieze anumite exemple de succes? Da, dar e tendința asta de a-și pune foarte mult personalitatea în personalitatea lor. Adică, da, văd că vor să, știu unde vor să ajungă ca și nivel, dar poate mai puțin conștient, poate sunt mai puțin conștient de faptul că totuși sunt niște persoane pe care le văd. Poate să fie profesorul de la facultate, poate să fie, nu știu, un speaker de la conferința de astăzi, un exemplu, sau nu știu, poate să fie un părinte sau un frate mai mare sau un prieten, nu știu, poate fi oricine, poate să ne influențeze, chiar să ne dăm seama de aceste aspecte. Nu știu cât de important e, atât timp cât totuși îți definești
parcursul pe care vrei să-l ai și locul în care vrei să ajungi. Practic, nu menționează mai... Unii menționează, alții nu menționează. Aici nu știu, nici n-am făcut o statistică, nici nu a intervenit foarte direct această întrebare, însă din ceea ce am observat de-a lungul evenimentelor pe care le-am susținut... V-ați întâlnit totuși cu sute de tineri, da, de asta v-am da, întrebat. Da, da. Unii nu vor să recunoască, să știți, pentru că spun că eu pot, eu construiesc ceva, eu o să fiu modelul pentru alții. Ăsta a fost și sfatul oamenilor care s-au întâlnit astăzi. Dacă reușiți, gândiți-vă că puteți să fiți voi un model pentru ceilalți. Și este un scop nobil, pentru că influențezi la urma urmei niște oameni, fie conștienți sau mai puțin de acest aspect. Și pentru că ne apropiem de final, iată, timpul dedicat acestei emisiuni ajunge la punctul de finish. O întrebare ca și provocare. V-ați întâlnit în experiența pe care o aveți, perseverența de care ați dat dovadă, cu expresii de genul nu pot? Da. Da? Da. Aici depinde foarte mult. Pentru că și aceasta este o problemă. Da. Nu pot. Primul nu vreau. Pas pe care oricine trebuie să-l facă în a realiza ceva, în a obține, până a atinge un obiectiv, este să vrea. Este cel mai important și contează, nu știu, 80% din punctul meu de vedere, din, poate nici chiar 80%, dar măcar 50% contează din... Și să încerci să fii perseverent, da, să nu îmbrățișezi expresia nu pot. Da, nu, eu personal, eu nu cred în nu pot. Pentru mine nu există nu pot. Bine, la mine, nu știu, eu așa m-am educat ai mei, așa am ales să învăț și așa am ales să cred. Nu există nu pot. Deși sunt conștientă că, realist vorbind, sunt foarte multe lucruri care îmi descapă sub control sau care sunt imposibile într-un anumit moment. Dar trebuie să... Dar noi, cu puterea noastră, facem lucrurile imposibile să devină posibile. Exact. Și căutăm soluții. Creativitatea înseamnă să găsești soluții. Și perseverența. Și perseverența la fel. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența din această seară și vă mai așteptăm la Iași cu proiecte, cu conferințe la care vom fi alături de Venim și în primăvară. Va fi a 17-a ediție. Cei care vor să se alăture Baschim și să facă parte din ia parte la experiența aceasta pot intra pe site-ul nostru baschim.ro/event. Acolo găsesc mai multe informații, găsesc și ce s-a întâmplat în edițiile anterioare și o să descoperiți singur dacă succes în tot ce doriți să desfășurați. Pe dumneavoastră vă aștept joia viitoare la aceeași oră, ora 20, să luăm din nou pulsul economiei și sunt Carmen Sandu Toderașcu și până ne revedem, vă doresc să aveți o seară frumoasă și mult succes la bani!